Poziția mea este foarte simplă. Deci, noi nu vrem să cheltuim și să cheltuim mai mult decât s-a cheltuit până acum și să punem o povară adițională pe umerii cetățenilor. Nu cred că este corect. Poziția mea este că aceste bănci trebuie lichidate. Evident, în același timp, trebuie găsit cel care a luat sau cei care au luat banii, trebuie întorși banii înapoi acasă și trebuie salvată situația în care am ajuns.